Thank you.
canalizării casă. Deci să încep țevile de 120. Aici am un Y pentru o baie care vine aici la demisol și scurgerea care vine în sus. Aici e o scurgere care pleacă prin exterior afară și se duce care se duce încolo până în colțul ăla de acolo. Înclinația e dată de 2%. Deci cam așa e casa, e 2%. Adică 2 cm la fiecare metru. Aici merge perpendicular pe elevații. Nu am folosit nicăieri cotul la 90 de grade. Două coturi la 45 de grade ca să poți să deviezi un pic cursul. Și aici plecăm cu ea și o ducem afară. O să vedem alt cot la 45 de grade și încă un cot aici la 45 de grade ca să facem un 90 și de aici să iasă simplu afară. Mai încolo, sub popi, sub panourile alea, este fosa care este deja pusă. Aici o să vină încă 40-50 cm de pământ afară. Ca traseu, cam după cum se vede. Salut! În video ăsta îți prezint scurgerile de canalizare de la casă. Aici am mers cu scurgerea pe exterior pentru că e demisol și nu mă încadram în coată. După cum se vede, coturi la 45 de grade și nu la 90. Aici înăuntru, în interior, am pentru WC-ul la demisol și sus coloana de pentru scurgerile de la cartier și etaj. Pe partea asta de perete cam așa arată scurgerea. Aici o să vină mufatul WC-ul și coloana care merge în sus. Acolo unde se văd punctele alea. Sus e lăsat decupaj și în placă. Aici, pe lângă ea, o să fie dat tot șnur de silicon, că nu cumva vreodată să... Adică, tot diferent rosul ăsta, aici o să fie umplut cu silicon. Ca să nu vină apă de afară. Merge cu înclinație de între 2-3%. Aici, iarăși, cobor un pic în jos. Trece sub placa de piste elevați. După cum se vede, cot la 45 grade, o bucată de țeavă și alte două coturi iarăși la 45 grade care trece în interior, în casă. Trece sub elevație. Nu puteam să mă duc tot înainte pentru că acolo este fântână. Și aici mai am încă două scurgeri pe traseu. Coloana e cam ceva de genul ăsta. Cu Y pentru WC-ul și coloana de sus. Mulți o să spună că Y-ul e doar pentru orizontal. După cum se spune pe normativ, scurgerile se scot din casă pe cea mai mică distanță. Cam asta aici sunt, cam la scurgerea se pune 2 metri în pământ. După cum se vede. Și cam asta, țeava e de 120, fără cotul la 90 de grade, totul la 45 grade. Am pus la început un strat de balast, am compactat compactorul cu barbecul și un altul și acum am pus un strat de vreo 5 cm de nisip și iarăși o să o acopăr cu 20 cm de nisip. După ce o acopăr 20 cm din sip, am să o umplu cu apă, mufez capetele și iarăși dau un strat de vreo 40-50 cm de pământ și de-abia după ce compactez. Ca să nu existe șansa să o deformeze sau să-i facă undeva o buclă și acolo să se înfunde. Cam asta-i.
sau o să decompactat pe lângă țeavă, o să compactez mai des, deasupra țevii cel puțin vreo jumătate de metru, deasupra ei nu o să o compactez atât de tare. Dar foarte important este să fie plină cu apă și mufată la capăt, ca să stea ca o țeavă plină. Cam asta e. Cam așa arată după ce am pus nisip. Aici am completat la margine cu pământ, că nu-și avea rost. Cam asta e. Păi, e diferența de nisip care pus. Mai așa cum am plutat cu apă și pus ușor, nu se compactează mai metru lângă pereți. Asta ca să ai țeavă în siguranță.